Salut, sunt Fabian Răducan, fotograf și creator de conținut multimedia. În acest video vreau să-ți vorbesc despre un subiect foarte util în această perioadă și anume cum să faci un live cu aparatul tău Sony fără o placă de captură. Înainte să începem, te invit să te abonezi pe acest canal și să activezi clopoțelul. Astfel vei fi printre primii dintre cei înștiințați despre noile materiale pe care le voi publica aici. În această perioadă de carantină, tot mai mulți creatori de conținut, freelancer sau oameni de afaceri au început să comunice cu clienții lor, cu comunitățile lor, prin intermediul live-urilor, pe diferite platforme de streaming. Consider că este cea mai utilă și rapidă soluție de a crea conținut și de a ajunge imediat la clienții tăi sau la viitorii clienți. De aceea m-am gândit că un tutorial îți va fi util și poți pune în aplicare informațiile de aici imediat, fără să fii nevoit să mai cumpere alte dispozitive de captură audio-video. Acest video este adresat totuși posesorilor de aparate Sony, ce pot fi folosite împreună cu aplicația Remote din suita Sony Imaging Edge. Pentru exemplificare voi folosi un aparat Sony A7 III, dar această metodă am testat-o și cu Sony A7 S2 și cu Sony A6400. De asemenea, colegi profesioniști din același domeniu mi-au confirmat faptul că funcționează și cu Sony A6300, Sony A7 II, R2, R3 și R4. Despre Sony A9 nu am informații, dar sunt convins că este o cameră compatibilă. Metoda este una foarte simplă, dar ca să funcționeze, după cum am anticipat mai devreme, vei avea nevoie de o cameră Sony, în primul rând, un cablu de transfer date pentru camera ta, aplicația Remote de la Sony și OBS pentru live. În acest tutorial voi vorbi despre OBS, dar ține minte că funcționează și cu Streamlabs, folosind aceiași pași. Cel mai important lucru, fără de care metoda aceasta nu va funcționa, este setarea aparatului foto și aici mă refer la o funcție specifică și anume conexiunea aparatului Sony cu computerul. Pentru Sony A7 III această setare se găsește în tabul Setup 4, USB Connection, iar aici trebuie să selectezi PC Remote. Fără această opțiune selectată, metoda nu va funcționa și dacă folosești alt aparat decât A7 III, această opțiune o vei găsi probabil în alte taburi diferite. Oricum, adu-ți aminte această funcție, PC Remote. După ce ai făcut această setare, următorul pas este să conectezi aparatul prin cablul USB la computerul tău. Te sfătuiesc să selecționezi modalitatea manual și să pornești aparatul. Bineînțeles, va trebui să te asiguri că ai suficientă energie în baterii. În continuare, trecem la computer, unde o să-ți arăt exact, pas cu pas, ceea ce trebuie să faci. Vom avea nevoie de un software pentru streaming, așadar, cum am spus, folosesc OBS, plus aplicația Remote din suita Sony Imaging Edge. Îți voi lăsa link-uri către aceste programe în descriere, astfel încât să le poți găsi cu ușurință. Așadar, după ce am conectat aparatul la computer, deschidem aplicația Remote, observăm în colțul dreapta sus dacă a recunoscut dispozitivul nostru. În cazul meu l-a recunoscut imediat, deci putem continua. Dacă aplicația Remote nu recunoaște aparatul tău, încearcă să schimbi cablul sau eventual să dai restart camerei, aplicației și poate întregului sistem de operare. În continuare, tot ce trebuie să facem este să adăugăm ca sursă această fereastră. Așadar, deschidem OBS,
adăugăm o scenă nouă și în această scenă adăugăm sursa care ne interesează. În cazul de față trebuie să selectăm Window Capture. Aici vom găsi toate ferestrele deschise în acest moment în computerul nostru, așadar selectăm aplicația Remote, după care decupăm exact porțiunea care ne interesează. Poate acoperim scena întreagă sau poate o anumită porțiune, în funcție de necesități. Acum că avem două scene diferite, putem adăuga o scenă de intro, o scenă de final și preventiv te sfătuiesc să adaugi și o scenă pentru momente neprevăzute. Iată că în felul ăsta suntem gata să transmitem live, dar lucrul cel mai important este să avem ceva interesant de spus. Este foarte important să știi că soluția pe care ți-am propus-o aici rezolvă doar partea video. Pentru audio va trebui să folosești ca sursă un microfon diferit de microfonul camerei tale Sony. Cam acesta a fost tutorialul. Sper că ți-a fost util și promit că o să revin pe aceeași temă și cu alte soluții. Așadar, e momentul în care te invit din nou să te abonezi, eventual să activezi și clopoțelul, astfel încât să nu pierzi niciodată un alt episod. Până data viitoare, îți mulțumesc și te salut! Pe curând!